Dar deținută, puteți să-mi spuneți ceva, vă rog frumos, ca să știu dacă e bună sau nu. Doamne, e... Dar cu ce mă duc acasă? Cu ce informații mă duc acasă? Ținuta bună era bună, da, stai jos. Ok, atât măcar. Repede vă reamintesc și faptul că emisiunea noastră este una înregistrată, așa că toate voturile pe care le oferiți fetelor în această săptămână, noi le vom lua în considerare în momentul înregistrării ediției de gală de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canalde.ro. Eșa cuia cu, nu sunteți curioși? Ba da! Sunteți curioși? La Dolce, da. Nadina! La Dolce Vita! Și Nadina, ia să vedem ce a făcut! Nu-mi place ce a făcut Nadina. Anita Ekberg, fetiță, definiția glamurului italian. Pe lângă faptul că nu-mi place ținuta, îi găsesc scuză prin chestia asta. Stați! Nu poți să vii cu același top cu care a venit o altă concurentă. Am făcut altceva cu pentru... el. Voi ce vedeți? Voi cu ce vă ocupați timpul? Da, impresionată ești, Cristina Mihaela. Păi, sunt Filinca. N-ai mâncat banana? Banana asta fusuită, mă cred un fel de Carmen Miranda cu ea. E a doua. Ce gala ai făcut și tu la vremea respectivă. Dar era mai mare. Mă rog. Eram Josephine Baker atunci, îmi dansau bananele pe lângă corp. Da, mă ține minte. Asta a rămas cu una. Ce să vezi, așa se întâmplă în viață. Dar e o stare curioasă ce vor spune jurații despre ce a reușit Nadina să facă în Rita astăzi. Hai să te vedem, Nadina! E dependentă de priviri. Ai văzut-o pe la știri. În prima este dilată pupila. Fata criminală, flash and killer. Ea spune, e face, s-o plimbe, s-o îmbrace. Și n-are ce face, că-i place. Nu te opri. Singură te ridici. Când nu știi decât să fii sus și să... Ba, oprește-te și bine că ai ajuns, Nadina. Mai, nu se mai termina defilarea. Nu se mai termina. 39 sunt acești pantofi, deci... Da, și tu cât porți? 36. Hai că ai defilat bine până una alta pe ei. Felicitări pentru ce ai făcut acolo. Mai avem și o poveste? Cred că nu mai avem. Ba, mai avem și o poveste, Ilinca. Ia! Prietena mea este consultant de papile gustative la un chioșc. Consultă de... Consultă papilele gustative? Nu, să-ți explic. Vânzătoare, practic. Dar acum nu se mai numesc vânzători, înțelegi? Se numesc consultant. Consultant de imagine, consultant de papile gustative și ea vinde înghețată. Adică cum? Măi, eu sunt eu... Cum? Gustă înghețată și zice dacă e bună? Păi și bea înghețată și oferă. Spune așa, ție-ți, cred că ți se potrivește acest tip de înghețat. Cam lins-o eu, lins-o și tu. Da. Nu că ea deja cunoaște, că pentru că este specialistă. Este specialist. Nu mai linge nimic. Nu. Habar n-aveți, noroc că ne-a mai luminat și în această seară. Elena? Nu-mi place ce a făcut Nadina. Pălăria, trandafirul, satin cu cămașa. Nu știu, nu-mi place. Dar Dolce Dar... Vita e? Oarecum așa, de ce, care o pălărie și trandafirul sau ce vrea să inspire? Apreciez că a făcut ceva... Cum care pălărie și trandafirul? Dar unde ați văzut voi în la Dolce Vita ca notiere din pai? Oarecum o pălărie, nu aceeași, da.
La Dolce Vita este, Elena, înseamnă prin excelența Anita Ekberg, fetiță. Definiția glamurului italian. Cei cu provenzala, cei cu canotiera, cei cu cămășeica albă. Dați, opriți-vă, nu acum, păi... că îi spuneți imediat concurentei. Am spus că nu-mi place, am spus că de ce s-a gândit, doar pentru care, nu știu, nu. Habar n-are, lăsați-o, că uite așa și Elena, ușor, ușor. Da, Luca, asta era, așa e. Da, stați așa, că o întreb și pe Cristina Mihaela, repede, până nu îi se topește toată fata de zahăr. Da, eu sunt convinsă că atunci când Morisia a dat tema, s-a gândit la Federico Fellini, s-a gândit la filme, s-a gândit la altceva. Normal. Dar, ea s-a gândit la acel brand celebru la care ne-am fi gândit toate, eu cel puțin acum vreo 2 ani, 3, înainte să... Văd și eu cum se treaba cu stilul. Înainte să vii la Bravo. Da, cam așa. M-aș fi gândit la acel brand celebru și m-aș fi imaginat într-un pictorial din piață. Și în felul ăsta îi găsesc o scuză în Nadinei. Pe de altă parte... Acolo. Nu, dar eu vreau să spun doar că pe lângă faptul că nu-mi place ținuta, îi găsesc scuză prin chestia asta, că s-a gândit la brandul acela celebru și la pictorialele, mă rog. În schimb, nu poți să vii cu același top cu care a venit o altă concurentă. Am făcut altceva cu el. S-a mai folosit și topul acela. Nadina, da, dar avem foarte multe lucruri acolo. Am făcut altceva. Uite, asta, spre exemplu, este o fustă, o bluză pe care am transformat-o într-o fustă. Adică chiar am făcut. Da, ai făcut, da. Am încercat să fac. Acum asta este. Da. Asta mi-a ieșit. Eu mi-am spus părerea. Îți urez succes, de altfel, și sper să ai. Păi asta îți urez și eu. Hai în fața juraților. Ai stil când te-ntorci pe stilero, dai cu parfum de atracție magnero. Toți te admire, talentă perfecto. Bravo, ai stil. Bravo, ai stil elegant sau ghetto. Stilul tău poate ce stil de vedetă. Formele tale s-te pus pe copertă. Bravo, ai stil. Bună, măi Nadina, măi, n-ai respectat tema deloc. Și era atât de ofertantă și din punct de vedere al retouch-ului și din punct de vedere al, eu știu, uite, filme, cum ți-a spus. Deci... Italia. Eu așa am văzut. Dar ne puteți, simplă. Ajuta un pic? Da? Fontana di Trevi. Cum exact trebuia? Anita Ekberg, faimoasa scenă în toate timpurile. Explicați toate un pic o ținută, un fel de... O rochie aceea simplă pe corp, o rochie simplă, neagră, un bodycon simplu până la pământ, o coafură din aceea... O buclă, un ruj roșu și aia era. Dacă vrea să-și trântească și o blănet după aia... Ai fost prea simplu. Foarte multă sexoșenie, asta era felină. Asta este Anita Ekberg, asta este la Dolce Vita. Păi a făcut Elena data trecută o rochie și atunci n-am vrut să mai fac minunță. Păi și ce nu mai avea acolo rochie? Ai avut temă la Dolce Vita, tu știai ce e cu la Dolce Vita sau te gândică... Știam, da, știam ce este Dolce Vita și... Ce știai tu că e? Și eu m-am dus cu gândul la Dolce, la acel brand. Păi da, mama, dar vorbim de film, care este un, nu e un film, e deja un... Anita Ekberg este un icon. Și stai, deja, ți se pare că te-ai dus către acel brand acum foarte tare? Mie nu mi se pare, te-ai dus către altă zonă. Știi cu ce semeni? Dacă te duci către brandul ăla, semeni cum ei au pe unele genți și pe unele multe modele, au desenate niște cărți de joc. Semeni cărți de joc din brandul respectiv, unul la mână. Iar dacă ne referim la film, de ce nu te gândi la scena iconică din film? Măi, dar voi ce vedeți? Voi cu ce vă ocupați timpul? Înțeles. Vorbește cu cei de acasă, Nadina. Dragii mei, Giorgio Armani spunea că diferența între stil și mod este fix una de calitate. Încă o dată, nu mai râdeți! Stați că vreau să rețin și eu citatul ăsta! Și voi prețuiți mai mult stilul în detrimentul modei, puteți să votați 8-1-2-0-6. Așa, acum că ai terminat și că au înțeles oamenii unde se voteze, cine spunea ce? Armani. Giorgio Armani. Am înțeles. Deci tu pentru ce practic... este cunoscut? Stai o secundă. Pentru ce este cunoscut Giorgio Armani? Pentru costume. Lucru pentru care este cel mai cunoscut Giorgio Armani. Are niște cafenele. Costume bărbătești. Costume bărbătești. Așa cred. Mulțumim, Nadina. Mulțumesc și eu. Mulțumim frumos, dragă. E un film. Zi-mă, Nadina, că e un film. Că a făcut filme mișto. Păi gata, mulțumesc. Ce să mai zic? Ai stil când te-ntorci pe stilero, dai cu parfum de atracție magnero. Toți te admire, talentă perfecto. Bravo, ai stil. Bravo, ai stil elegant sau ghetto. Stilul tău poate ce stil de vedetă. Formele tale s-te pus pe... Pa, frumusețe! Pa! Ne revedem mâine, stai liniștită. Du-te acum. Prinde banana. Yeah! am avut probleme cu stomacul în vizită la... Oriunde? A, ba, da. Și eu la fel. Trebuie să vă spun așa, de pași s-a întâmplat. Repede vă povestesc.
Am băut un vin de Paște. Ce discuții-s astea? Deci am băut o seara de Paște un vin, toți care eram la masă. A doua zi, n-am știut, dar pe fiecare în partea în care era, ne-a luat. Eu eram la o petrecere, m-am ridicat de la masă să ies până afară. Când am ajuns afară, am zis: stați! Și am fugit. După care am ajuns la mare. Când am ajuns la mare, în discotecă, în club, Andrei, te pup, iubire, stați! Wow. Deci a fost greu, grav. Grav, 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 gr